Pe o colină deasupra Prutului se ridică Cernăuții, capitala Bucovinei. În centrul orașului, în fața primăriei, se înalță monumentul Unirii Bucovinei. Catedrala ortodoxă domină întreg orașul. Mai departe, în mijlocul unei vaste pieți, se află Teatrul Național, locaș de cultură românească. Străzile Cernăuțiului sunt străbătute de autobuze electrice moderne. Palatul Metropolitan adăpostește istorica sală unde în 1918 s-a proclamat în unanimitate unirea Bucovinii cu regatul român. La Cetatea Albă, domnul consilier regal Gheorghe Tătărescu, președintele Consiliului de Ministri, ducea trupelor din Basarabia cuvântul de părintească dragoste al majestății sale regelui. După masa împărtășită cu trupa, domnul prim-ministru a împărțit oștașilor darurile regești.
Chișinăul a fost ales pentru săvârșirea sărbătoarei creștinești a botezului Domnului în mijlocul ostașilor de la granița de răsărit și a populației basarabene venite să-și arate credința și dragostea pentru regele Unității Naționale. Încheierea ceremoniei religioase urmează defilarea oștirii noastre, oțelită și temeinic hotărâtă să împiedice ca vreodată un dușman să pună piciorul pe ceea ce este sfânt și veșnic românesc. Я понял.
Ah, vuoi che ti